onorați că astăzi aici la Giurgiu, împreună cu colegii noștri de la Partidul Național filiala Telorman și cu doamna Andreea Paul, care reprezintă președinta Comisiei de Mediu de Afaceri. Eu sunt președintele Comisiei de Agricultură a Partidului Național Liberal, să fiu la Giurgiu și Telorman, aș spune eu, din două motive, pentru că Giurgiu și Telorman sunt județe eminamente agrare. Pentru noi, giurgiuvenii și telormănenii, cele două comisii sunt convins că vor reprezenta și reprezintă, de fapt, activitatea de bază a tuturor locuitorilor noștri. O să începem conferința de presă, prin care, cu permisiunea dumneavoastră, o să-i dau cuvântul doamnei deputată Andreea Paul să vă spună câteva cuvinte despre mediul de afaceri și ce înseamnă pentru presa giurgiuveană activitatea Comisiei de Mediu de Afaceri. O să vă adresez și eu câteva cuvinte ulterior despre cum vedem noi agricultura și viitorul agriculturii românești. Colegii, cei trei copreședinți, că eu nu o să mai iau cuvântul, vor să vă adreseze câteva mesaje. Copreședinții celor două filiale județene, Giurgiu și Telorman, o să am rugămintea să vă adreseze câteva mesaje politice, după care așteptăm întrebările noastre ca presă și, dacă vreți, să participați la lucrările întâlnirii noastre, ne face mare plăcere. Dacă nu, noi o să ne vedem în continuare timp de o oră, o oră și jumătate de activitatea pe care ne-am propus. Doamna deputat. Bună ziua, vă spun și eu. Cu mare drag mă reîntorc în Giurgiu. La un moment dat am venit să vă vorbesc despre forța politică a femeilor. Cu altă ocazie am venit să lansez campania In Plus o carte, două mai departe. Dar vă spun drept că mi s-a făcut dor de Giurgiu și astăzi o să vă vorbesc despre rolul statului antreprenorial. De ce este așa de important să vorbim despre mediul de afaceri, mai ales aici în Giurgiu. Înainte însă să intru direct în subiect, dați-mi voie să mulțumesc gazdelor, pentru că ideea a fost a lui Gigi Ștefan de a avea comisiile reunite de agricultură și economie și cred că este foarte fericită această propunere. Este prima dată când în țară avem cele două comisii ale Partidului Național Liberal reunite. Și dumneavoastră vă mulțumesc. Înainte însă de a discuta despre economia Giurgiului, dați-mi voie să transmit un mesaj politic pentru giurgiuveni, căci așa am agreat să facem mai întâi o conferință de presă. Astăzi, Partidul Național Liberal a depus o moțiune de cenzură în Parlamentul României. Este intitulată Alege între România și Ponta, un premier compromis. Demite-l pe Victor Ponta. Acum jumătate de oră, în Parlamentul României, cu 180 de semnături ale colegilor parlamentari, deci nu doar de la Partidul Național Liberal, a fost depusă această moțiune de cenzură. De ce o facem? Simplu. Pentru că premierul Victor Ponta a fost trimis în judecată. Pentru că tandemul premier inculpat nu poate să funcționeze nici în România, nici în Europa, nicăieri în altă parte a lumii. Așa ceva nu s-a mai pomenit. Demisia lui Ponta ar fi fost, desigur, un gest de salubritate politică. Dar nu are această minimală onoare să-și dea demisia. Și atunci noi, cei din Partidul Național Liberal, am considerat că Ponta trebuie să plece din fruntea guvernului din 5 motive. 1. Un premier acuzat de fals în înscrisuri nu poate semna acte normative ale României. 2. Un premier acuzat de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, nu poate gira bugetul țării și taxele românilor. 3. Un premier acuzat de fapte legate de corupție nu va putea garanta românilor un scrutin corect în anul 2016. 4. Un premier aflat în fața judecătorilor pentru spălarea banilor nu poate avea pe mână contribuțiile și impozitele plătite de români. 5. Un astfel de premier va negocia cu Fondul Monetar Internațional de pe treptele
tribunalului, între două înfățișări. Pe scurt și în concluzie, guvernarea PSD este blocată. Administrația publică locală este blocată. Relația României cu partenerii externi este inexistentă. Așadar, plecarea lui Victor Ponta din fruntea țării este necesară. Închid aici abordarea politică, partea politică a conferinței de presă și vreau să trec la chestiunile care ne vizează în mod direct pe giurgiuveni și pe noi, toți românii, deopotrivă. Și am să fiu frontală și am să dau câteva repere care, din punct de vedere economic, ar trebui să dea frisoane decidenților locali și demnitarilor locali. Mă refer în primul rând la faptul că speranța de viață a unui giurgiuvean este una dintre cele mai mici din țară. Giurgiu se află pe penultimul loc în România din punctul de vedere al speranței de viață. După, sau mai bine zis înainte, de județul Satu Mare. Județul Satu Mare este pe ultimul loc la speranța de viață în România, iar Giurgiu este penultimul județ. Așadar, giurgiuveanul trăiește puțin, mult mai puțin decât media unui român, cam cu 2 ani și cu 4 ani mai puțin decât un vâlcean, care este pe primul loc în România la speranța de viață. 67 de ani. Șomajul este semnificativ mai mare în Giurgiu decât la nivel național. Doar 12 persoane din 100 de giurgiuveni sunt salariați. Asta înseamnă de 2 ori mai puțin față de media națională. Nu există altă cale la ieșirea din sărăcie decât munca. Pe lângă faptul că giurgiuveanul trăiește puțin, nici nu are locuri de muncă. Trăiește și prost. Și să vă spun de la ce mă refer. La nivelul de trai al giurgiuveanului, aici salariul mediu net este cu aproape o treime mai mic decât salariul mediu al unui român. Concret, pe lună, în buzunarul unui giurgiuvean intră 1.382 de lei, față de media națională de 1.806 lei, media pe țară. Și închid cu un indicator care dă forța competitivității mediului de afaceri din Giurgiu. Și este vorba de capacitatea efectivă de export. În Giurgiu, sau mai bine zis din Giurgiu, exporturile care pleacă din România echivalează în primul trimestru al acestui an cu un logan și jumătate. Adică în primele 3 luni ale anului 2015, Giurgiu a exportat sub 14.500 de euro. Asta înseamnă pe an cam 5 loganuri. Deci lucrurile nu stau bine deloc. Semnalul este foarte grav pe care îl transmit și dacă eu aș fi giurgiuvean, ceea ce aș cere la următoarele alegeri de la toți candidații de la administrația publică locală ar fi un an în plus de viață, nu orice fel de viață, viață de calitate. Și cum se poate obține asta dacă nu prin locuri de muncă? Nu există altă soluție la problema sărăciei decât munca. Munca și educația. Odată ce ai repornit mediul de afaceri local, automat beneficiezi de taxe și impozite la bugetul local, la bugetul central, poți alimenta fondurile publice de sănătate, educație, investiții în infrastructură și nu numai. Închid și punctul 2,
Și trec la următorul punct și ultimul din conferința de presă, după care intrăm în dezbaterile cu Comisia, după ce discută și colegii mei câteva chestiuni. Al treilea punct pe care îl abordez este unul fundamental economic. România în ansamblu este o economie mică și devine din ce în ce mai mică la nivel global. Ponderea aportului României la produsul intern brut global a scăzut constant în ultimii 30 de ani. Suntem creatori mari, dar producători mici. Avem resurse abundente, dar le exportăm cu valoare adăugată mică, uneori chiar resurse brute. Suntem înzestrați cu resurse abundente, dar utilitatea economică a valorificării acestor resurse este cea mai mică în Europa. Avem resurse abundente, dar avem prețurile mai mari adeseori decât în Europa. Caz concret, prețul la motorină este mai mare în România decât în țări bogate, precum Germania sau Austria. Ce să mai vorbim despre țările vecine, Bulgaria, că doar știți și voi, treceți Dunărea și puteți face plinul mai ieftin, sau Ungaria. Deci sunt aceste chestiuni care reclamă o soluție, o viziune, o nouă strategie economică care să dea forță mediului de afaceri din România, să dea șansă succeselor economice românești. Ele sunt mult prea puține în lume. V-am spus toate aceste lucruri ca un preambul al unei inițiative pe care am avut-o săptămâna trecută de a crea o inovație instituțională. Consiliul Național de Competitivitate. Nu poți să fii competitiv în București și să nu te gândești la ce se întâmplă în Giurgiu sau în Telorman. Nu poți să ai o economie competitivă fără să-ți definești interesele economice strategice. Și sigur că în dezbaterea Comisiei Economice am să vă întreb care este interesul economic al dumneavoastră, al giurgiuvenilor. Până atunci, vă spun atât, săptămâna trecută am depus proiectul de lege semnat de 95 de colegi parlamentari din toate partidele politice pentru crearea Consiliului Național de Competitivitate. O structură apolitică, independentă, foarte asemănătoare cu cea a Consiliului Fiscal. Garantez că nu se va întâmpla la CONACO, cum se întâmplă la Curtea de Conturi sau la SF, cu sinecuri politice, nu. Este vorba de o structură de elită, de înaltă expertiză de ligă internațională, în care conducerea formată din 9 membri sunt numiți 3 de către Academia Română, 3 de către patronate, adică de către dumneavoastră, și 3 de către mediul universitar. Bun, nu mai detaliez foarte mult, la Comisia Economică o să discutăm despre funcțiile CONACO. Eu închid aici și vă stau la dispoziție la întrebări după ce intervin și colegii noștri. Ca să avem continuitate, o să vă adresez eu câteva cuvinte legate de ce înseamnă agricultura pentru județul Giurgiu și pentru județul Telorman. Și din punctul ăsta de vedere vreau să vă spun că pentru prima dată în Strategia Națională de Apărare a României, perioada 2015-2019, agricultura are o însemnătate deosebită. De unde vine această însemnătate? Din schimbările climatice care le simțiți și le vedeți că sunt din ce în ce mai puternice și mai agresive. Din faptul că în ultimii 40 de ani populația globului s-a dublat. Spunea Andreea mai devreme că Giurgiu a exportat un logan în primul trimestru. Probabil. Însă vreau să vă spun că din punct de vedere al securității alimentare, Giurgiu și Telormanu sunt contributori serioși în ceea ce înseamnă hrana, în ceea ce înseamnă accesul la resurse suficiente, cantitative și calitative. Agricultura nu este o joacă.
Agricultura nu este cu nimic mai importantă decât siguranța energetică, decât siguranța oricărui alt mediu de afaceri, decât siguranța militară. Ați trecut cu toții și am trecut cu toții acum câțiva ani printr-o criză financiară îngrozitoare. Gândiți-vă, încercați să faceți un exercițiu de imaginație să vedeți cam ce s-ar putea întâmpla dacă ar fi o criză alimentară. Ori din punctul ăsta de vedere, președintele Iohannis a acordat agriculturii importanța pe care îi se cuvine, pentru că, vedeți dumneavoastră, astăzi China stăpânește o mare cantitate, o mare suprafață de teren din Africa. România, din nefericire, din punct de vedere funciar, a negociat în genunchi cu Uniunea Europeană capitolul de aderare legat de liberalizarea vânzării terenurilor agricole. Polonia, Bulgaria și Ungaria au obținut ca până în 2020, derogare ca până în 2020, să nu se vândă teren agricol străinilor. În Ungaria astăzi, hectarul de teren agricol este 16.000 de euro și nu se compară cu cel din Giurgiu sau Telerman, în care prețul nu depășește de 5-6.000 de euro. Într-adevăr, Andreea, speranța de viață în Giurgiu și Telorman sunt dintre cele mai scăzute. Și mai exact vă spun, că mi-a sărit și mie astăzi în ochi, 67 de ani e speranța de viață pentru un bărbat și 73 de ani pentru o femeie în Giurgiu. Asta spune mult. Speranța de viață te duce cu gândul la calitatea vieții. Într-adevăr, de populația satelor. Astăzi, prin toate localitățile din județele noastre, dacă mergi la țară, vezi garduri dărăpânate, vezi bătrâni și tineri care stau cu ochiul către oraș să plece pentru că nu au surse alternative. Din acest punct de vedere, mediul de afaceri non-agricol este departe de a fi unul satisfăcător pentru tineret, și nu numai. Din punctul meu de vedere, e adevărat că trebuie să ajutăm tinerii. Dar astăzi România se confruntă cu o mare problemă la țară. Trebuie să facem ceva și pentru populația vârstnică. Oamenii ăștia trăiesc dintr-o găină, un porc și terenul, contravaloarea rendei pe care o primesc de la cei ce le lucrează terenurile. Suntem departe de a fi un stat responsabil și politicieni responsabili față de agricultură. E adevărat, și cu asta o să închei, că agricultura înseamnă mult pentru România. În ultimii 3-4 ani a însemnat 13% din PIB. E rușinos de mult. 13% din PIB înseamnă țară în curs de dezvoltare și nici măcar. În țările civilizate către care, sau dezvoltate către care tindem, agricultura nu trece de 1% din PIB-ul lor. Și asta nu înseamnă că noi producem de 13-14 ori mai mult. Nu, înseamnă că avem o agricultură neperformantă, departe de a avea capacitatea ei. Astăzi România poate să asigure la producțiile de astăzi hrana la 80 de milioane de oameni. Dacă noi am avea productivitatea din Uniunea Europeană, România poate să asigure hrană la aproape 200 de milioane de oameni, ceea ce înseamnă jumătate din Uniunea Europeană. Avem multe pe agricultură, trebuie să-i acordăm cezarului ce al cezarului, 48% din populație trăiește la țară, e o activitate complexă care se referă la spațiul rural, dar și la mediul economic pe ansamblu, dar o să vorbim și le dezvoltăm ulterior. O să-i rog pe colegii mei acum să vă transmită mesajele politice, noi le-am făcut pe cele profesionale, am făcut și noi ca ponta acum, suntem tehnocrați, nu mai suntem politicieni. O să-i dau cuvântul domnului președinte al Consiliului Județean, Vasile Mustăți. Cu precizarea că doamna deputat Paul a început discursul cu un mesaj politic, totuși, da. Și eu am să încep mesajul meu și de la câteva considerente economice și termin cu unul politic. Stai să-ți dau microfonul. Doamna,
Doamna deputat vorbea mai devreme despre lipsa locurilor de muncă. Haideți să înțelegem de unde pot veni locurile de muncă. Locurile de muncă pot veni din investițiile străine directe, din investițiile proprii ale oamenilor de afaceri români și de la bugetul de stat. Haideți să vedem ce a făcut guvernul Ponta. Nu mai demult decât în alte câteva conferințe de presă pe care le-a făcut dumneavoastră, v-am demonstrat și nu vreau să revin cum acest guvern a tăiat banii de la investiții din bugetul de stat și se lăuda că au buget excedent, da? Și nu a ținut niciodată cont de gradul de bunăstare al oamenilor. Păi dacă la nivelul bugetului de stat nu sunt interesante investițiile, este normal că nici concepția lor despre dezvoltarea unei țări nu pune bază deloc pe crearea locurilor de muncă care nu se pot face decât prin investiții. Eu vă spun cinstit, în fiecare campanie aud diferiți colegi de-ai noștri primari, președinți de consilii județene, am fanfari, eu voi crea locuri de muncă. Vă spun că actualul nostru primar de la Giurgiu s-a lăudat că va crea, nu știu, va crea 15.000 de locuri de muncă, mi se pare. Nu de mult, dar anul trecut s-a lăudat că deja a creat 7.000 de locuri. Fals. Eu i-am demonstrat-o simplu, pentru că am luat de la finanțe impozitul pe venit și i-am demonstrat, când am comparat 5 ani de referință, că acele locuri de muncă nu există. Dacă ne uităm în statistici, o să observăm că de la an la an investițiile străine directe în România au scăzut. Asta înseamnă că oamenii de afaceri străini nu au încredere în guvernul nostru. Și este normal că un premier care este acuzat de atâtea fapte, și nu le mai repet eu că le-a spus doamna Paul mai devreme, să creeze un astfel de premier să nu dea siguranță unui investitor străin în România. Eu cred că această moțiune ar fi trebuit să fie și o moțiune împotriva întregului guvern. Și vă spun, doamna Paul, că pe noi, la Giurgiu, ne-a afectat extraordinar de mult acest guvern și, în special, ne-a afectat activitatea domnului viceprim-ministru, la un moment dat, acum ministru al dezvoltării și administrației publice. Este vorba de domnul Liviu Dragnea, care a dat tonul repartizării sumelor pentru obiectivele de investiții din județul Giurgiu. Eu știu, nu cred că în alt județ s-a întâmplat o repartizare așa de politizată ca la noi. În primul rând, a introdus încă 100 de noi obiective și a fărămițat banii aia puțin care reveneau județului Giurgiu pe atâtea obiective că nu poți să termini niciun obiectiv într-un termen real. Să fim conștienți că asta tot locuri de muncă. Giurgiu trebuie să avem infrastructură rutieră, apă, canal, gaze. Păi în momentul în care e o alimentare cu apă sau canalizare, o termin în 40 de ani minim de alocare a fondurilor de la Ministerul Dezvoltării, nu mai fac niciodată că în momentul în care primesc niște bani, se degradează cea lucrarea din spațiu. Nu a ținut nici cel puțin formal, în ultima perioadă, nici cel puțin formal contenente. Știți că conform ordonanței 28, președinții de consilii de țene trebuie să facă niște propuneri. Nici nu mai au cerut formal acele propuneri. Se elaborează propuneri la sediul PSD, care merg la București și la București se laudă că ar fi criteriile pe tot de eu cred că așa ceva nu trebuie să mai se. Trebuie să ne stabilim concret obiectivele și să știm ce trebuie să terminăm rapid. Vă spun, dragi colegi, noi la Consiliul Județean avem elaborat un program pentru accesarea fondurilor europene, este vorba de master planul de apă și canal. Este un program care putea să cuprindă 160 de milioane de euro.
acest master plan. Mai mult, municipiul Giurgiu prin primar ne-a atacat multe hotărâri în contencios. Deci aici se pune problema. Vor acești oameni să dezvoltăm orașul și sau vor să țină într-o sărăcie continuă pentru a putea manipula mult mai ușor oamenii în campaniile electorale. Părerea mea este că guvernul PSD, indiferent care este el și când a fost, nu a avut ca obiectiv principal decât menținerea acestei sărăcii cronice, pentru că numai în felul acesta pot fi manipulați oamenii săraci cu diferite cadouri și daruri în perioada preelectorală sau electorală. Din punctul meu de vedere, vă spun că am studiat programul nostru, programul care a fost un viitor program de guvernare, care a fost elaborat sub directa conducerea viitorului premier, mă refer la domnul Redor. Și trebuie să vă spun că sunt, cum să vă spun, mândru că acolo am regăsit câteva din ideile care, sigur, în mod sigur, ne va conduce la o dezvoltare economică, socială, în viitoarea perioadă. Și mă refer aici la stabilirea unor lucruri clar. Ce sectoare de activitate putem să promovăm cu prioritate? Nu trebuie să dezvoltăm la întâmplare. Noi trebuie să plecăm de la premisa că trebuie să avem o economie competitivă în raport cu partenerii noștri din Uniunea Europeană. Să nu mai fim decât exportatori de materii prime și importatori de produse finite. Este rău că noi exportăm grâu și suntem unul dintre principalii exportatori de grâu și importăm biscuiți. În județ ca nostru, preponderent agrar, cum a spus domnul prietenul Gigi Șervan, este păcat că noi, că nu profită de oportunitățile pe care le oferă agricultura. Și eu cred că agricultura este unul din principalele ramuri pe care noi trebuie să le dezvoltăm. Și cred că guvernul trebuie să acorde facilități pe acest sector, astfel încât se atragă capitalul și investitorilor români și străini în acest, în acest domeniu de activitate. Este important că avem un potențial extraordinar și la țară nu mai există, nu există nici întreprinderi imenuri care să valorifice producția agricolă. Eu, în final, îmi exprim speranța că moțiunea pe care am depus-o astăzi trebuie să va discuta, se va vota pe 28 sau pe 29. Probabil, da. Da? Eu am speranța că va trece și că guvernul pe care liberat, care va veni la conducerea țării, va ține cont de tot, de tot ce am elaborat aici, cu toate comisiile, da? Și se va pune în practică tot ce am aprobat, cred că la Pitești am aprobat programul, dacă nu mă înșel, da? Și sper să fie pentru prima dată când cei de la centrul nu se adresează nouă celor din teritoriul spunându-ne voi sunteți ce mai important și fără alegerile locale nu vom putea câștiga generale și așa mai departe. Sper că după ce se pot termina și generale de la anul, să fie orientarea lor către noi să fie la fel și să nu mai stăm pe la ușii unor liniștri cum am stat în anii precedenți. Eu vă asigur că indiferent dacă vom pita guvernul, vom dărâma guvernul contra sau nu, că vom depune, vom face tot ce depinde de noi ca să câștigăm alegerile atât locale cât și generale. Succes! Doamne! O să îl rog acum pe domnul copreședinte Eugen Bărbulescu de la Telenor să vă adreseze câteva cuvinte. Să rămână, bună ziua, vă mulțumim pentru că... Nu, lăsați fără lucrurile, mă descurc. Ia, că se aude mai bine pe televizor. Să rămână, bună ziua, pentru că suntem împreună și că suntem vecini și prieteni. Pentru această conferință, o felicit pe cei care ați organizat-o. În același timp, constat și constatăm tuturor
că suntem vecini de suferință. Statisticile pe care doamna deputată le-a citit și le-a urmărit sunt reale și te rămân într-adevăr și noi întotdeauna suntem vecini de suferință ca și de noastră, acelea statistici legate de șomaj, de durată de viață, suntem undeva lângă dumneavoastră. Domnul Zăță s-a apucat să vorbească de domnul Dragnea. Nimeni mai mult decât noi nu cunoaște de domnul Dragnea, așa că vă recomand să nu vorbim astăzi, pentru că din punctul nostru de vedere trebuie să fie o carte închisă și trecută. Să vorbim despre săptămâna viitoare, politic vorbim, eu îmi doresc și am încredere că domnul Ponta va cădea. De aceea vă recomand și vă propun ca săptămâna viitoare, după ce cade guvernul, asemenea conferință, o avem la Telorman, vorbim tot despre agricultură și despre implementarea programelor politice ale Partidului Național Liberal. De ce? Pentru că suntem un partid optimist, un partid care își dorește să încurajeze micul fermier, legumicultorul. Săptămâna trecută am vizitat Bucheinu, o piață mare de desfacere din Telorman, din București, mă scuzați, din Rapul de undeva de zona aceea, o cunoașteți foarte bine. Și am constatat cu durere că legumicultorul de Lormânean mă uitam pe mașini, de tere, și de Giurgiu am văzut reculos și mi-am dat seama că legumicultorul și micul fermier din Telorman și din Giurgiu sunt prea umiliți. Haideți să facem ceva pentru acești oameni, haideți să ne implicăm, pentru că avem două considerente extraordinare de bune și în Giurgiu și în Telorman. Pământ fertil, extraordinar, ceea ce multe județe nu au, și chiar și țări europene au pământul pe care noi îl avem în zona aceasta și un lucru foarte important, oameni harnici care își doresc să muncească și care doresc să facă ceva pentru țară și pentru, de ce nu, pentru fiecare județ. Vă doresc succes în continuare, rămâne la dezbatere, dar eu am certitudinea și încrederea că noi, Partidul Național Liberal, cei din această sală, putem și ne dorim să facem mai mult pentru agricultura din și pentru fermierii din Telorman și din Giurgiu. Vă mulțumesc! Distinși invitați, dragi colegi, și eu vreau să felicit organizatorii pentru că au adus la Giurgiu această reuniune de lucru și mulțumesc comisiilor din Parlamentul nostru pentru că și-au avut timpul și s-au plecat asupra problemelor din județul nostru. Sunt convins că pentru că agricultură trebuie să punem un mare accent și pe crearea de noi locuri de muncă și pe reconstrucția podului de la Grădiștea, care să ne ajute pentru transportul de mărfuri, precum și, bineînțeles, pentru crearea infrastructurii și legăturii conexiunii dintre Alexandria și Giurgiu, pe o șosea care acum se asfaltează, se modernizează. Bineînțeles, trebuie să nu uităm municipiul Giurgiu, orașul nostru reședință de județ, care se confruntă cu mulțime de probleme, dintre care cea mai importantă problemă este crearea de noi locuri de muncă, atragerea de investiții și investitori serioși, multiplicarea parcurilor industriale și, bineînțeles, crearea de noi oportunități în zona liberă Giurgiu și zona de Floare. Eu vă mulțumesc pentru tot. Ultimul vorbitor, dar nu cel bun. Bună ziua, vă spun și eu tuturor. Sentimentele de bucurie la această întâlnire, pentru că le văd atenție colegi și avem onoarea să avem alături de noi personalități care fac Național Liberal. Sentimente de tristețe, pentru că ne-au fost prezentate în mod statistic ceea ce știm cu toții, faptul că în Giurgiu se trăiește foarte greu, faptul că foarte multe familii au foarte mari probleme în a-și asigura costurile minime ale unei vieți normale. Dincolo de retorică, cu toții convenim că Partidul Național Liberal să se dăm cu apa asfaltare, chiar în perspectiva legilor locale. Sigur că nu suntem de acord cu o guvernare care știe doar să prezinte foarte entuziasmă date seci, dar care nu face absolut nimic în mod concret pentru nivelul de trai al locuitorilor. Exprim concret două exemple. Noi, ca județ cu activități precădere plecate pe agricultură, am așteptat Programul Național de Dezvoltare, program, ca pe o sursă foarte consistentă de finanțare micilor afaceri private. Cu toate astea, guvernul Ponta a negociat altfel decât ne așteptam, cel puțin noi, cei din Giurgiu, dar în toată țara,
Și bani pentru a înființa o afacere în negru agricol nu se mai dau celor care vor să înceapă de la zero. Se dau doar firmelor care au un an de experiență, de activitate, ceea ce reduce foarte mult plata celor care sperau că odată cu miliardele venite în agricultura românească vor putea să ajungă la un alt nivel de trai, chiar cu un volum de muncă de care cred că mulți dintre concetățenii noștri nu se feresc. Nu putem să fim de acord cu un guvern care se laudă de sprijină și categoriile sociale și care s-a laudat recent cu un program național prin care finanțează înființarea de societăți patronate și administrate de femei. Sunt derizorii și ridicole sumele alocate, dincolo de faza proiectului în sine, nu mai mult de 1 milion de lei la nivel de țară, o situație în care plafonul maxim pentru o asemenea afacere este de 50.000 de lei. E absurd să crezi că poate fi mulțumitor să finanțezi 20 de proiecte de succes la valoare maximă pentru întreaga țară. Aceasta este realitatea pe care, în mod foarte frumos colorat, realitatea tristă, pe care o prezintă Guvernul Ponta și puține dintre foarte multe motivele din portofoliu pentru care trebuie să respingem acest guvern și să ne dorim ca la moțiunea de cenzură să pice. Revenim la nivelul județului Giurgiu, sper că nu de la Guvernul Ponta mi se trage. Revenim la nivelul județului Giurgiu, pentru noi este foarte important și vorbesc în asentimentul multor oameni de afaceri prezenți în sală, să ajutăm să recâștige încrederea pe care poate au avut-o sau au sperat să o aibă în accesarea fondurilor europene. Este foarte important, dincolo de puținele firme care se dezvoltă cu resurse proprii, să-i convinge pe oamenii de afaceri că pot accesa sume mici, medii, ca și valoare, fără niciun fel de relații, fără niciun fel de relații, fără niciun fel de specialiști nemai văzuți care să le elaboreze documentații sofisticate. Sunt multe programe finanțate din bani europeni, care chiar sunt accesibile și depinde de noi toți să-i convingem pe oamenii de afaceri giurgiuveni să nu ocolească aceste oportunități de finanțare. Aceasta este, în fapt, esența pe care vreau să o propun colegilor în perspectiva alegerilor locale. Anume, să dăm credit, să încurajăm oamenii de afaceri locale. Să lăsăm pe colegii de la noștri de la nivel național, să lăsăm pe cei care au conexiuni peste hotare, să aducă investitori strategici, mari investitori cu conturi pline și investiții la portofoliu de dimensiune foarte mari. Noi putem să rezolvăm mult mai multe. Oamenii de afaceri de mici și medii dimensiuni pe care avem aici, oameni gospodari serioși, care își plătesc fără doar și poate, că nici la control, în fiecare lună taxele și datoriile la plăcere de stat, dar pe care nu-i sprijină nimeni. Aici trebuie intervenit și aici Partidul Național Liberal, filiala Giurgiu și fiind convins că situația este similară în toată țara, poate să aibă un aport consistent. Administrația nu creează locuri de muncă, dar administrația poate crea facilități, inclusiv cu alocări consistente din bugetul local, pentru că acești mici oameni de afaceri, puțin mulți serioși și care ar putea ajuta cu locurile de muncă create, să vină alături de noi și să ne ajute să ridicăm nivelul de trai în acești județ. Îmi cer scuze pentru efectul sonor perturbator, dar sunt convins că vorbim numai cu specialiști, cu oameni care simt și care iubesc